Moldova chiar este o țară a tuturor posibilităților, multe dintre ele având mai mult sau mai puțin o atitudine care sfidează regulile bunului simț. Ei bine, o astfel de atitudine ar fi demonstrat și fostul avocat al lui Vladimir Filat, Igor Popa, care în timp ce îl apăra pe fostul prim-ministru, făcea afaceri chiar cu dușmanul clientului său, Vladimir Plahotniuc. Iar acest lucru a devenit clar astăzi când procurorii au anunțat că au pus sechestru pe conturi bancare și capitalul social al mai multor firme care aparțin fostului lider al Partidului Democrat. Astfel, potrivit autorităților, o firmă condusă de Igor Popa a semnat în 2015 un contract de parteneriat public-privat cu guvernul în domeniul serviciilor de dializă. Interesant este faptul că această companie a fost creată cu doar o lună înainte de a începe licitația pentru modernizarea serviciului de dializă din Moldova. Solicitat de presă la acea vreme să ofere mai multe informații, avocatul nu a vrut să dezvăluie numele beneficiarului final al acestei afaceri, iar azi s-a aflat că beneficiarul era chiar Plahotniuc. Amintim că colaborarea dintre Vladimir Filat și Igor Popa s-a încheiat după condamnarea politicianului în toate instanțele din Moldova, avocatul acționându-l atunci în judecată pe fostul premier, cerând circa 1,5 milioane de euro pentru serviciile prestate. Între timp, ex-liderul Partidului Liberal Democrat l-a acuzat pe Popa de faptul că îi raporta lui Plahotniuc discuțiile pe care le aveau cei doi în penitenciar, Popa negând acest lucru.